Bună! Mă numesc Georgiana și vreau să vă povestesc cum am trecut eu peste divorțul părinților mei, care a fost destul de dificil și greu de înțeles de către mine la vârsta pe care o aveam atunci. Ideea e că ei doi s-au luptat pentru mine, iar eu a trebuit să aleg. Însă până la urmă am rămas fără niciunul. E destul de complicat, așa că stați cu mine până la final să înțelegeți. Părinții mei se certau mereu când era mai mică. Tata era în continuu plecat cu munca, iar mama stătea acasă și spărgea toți banii. Sau cel puțin așa spunea tata. Fiindcă asta a fost principala problemă între ei. Faptul că tata lucra din greu să ne întrețină, iar mama nu voia să miște niciun deget să ajute. Eu stăteam foarte mult la bunici și de cele mai multe ori ei mă duceau la școală și se ocupau de mine. Deci eu nu aș fi fost o scuză. Însă mama pur și simplu nu accepta să meargă la muncă și mereu găsea tot felul de scuze să nu o facă. Și bineînțeles că acest lucru a dus la distanțarea părinților mei. La un moment dat, tatăl meu lipsea zile întregi de acasă și mama a început să bănuiască că are pe altcineva. Și din păcate chestia asta chiar s-a și confirmat. Tatăl meu chiar avea pe altcineva, mai exact o colegă de muncă. Țin minte că a ieșit un scandal monstruos în toată familia. Pur și simplu dădeau vina unul pe celălalt pentru ce s-a întâmplat, însă nimeni nu-și observa și propriile greșeli. Mama a încercat totuși să rezolve ceva și să-l ierte pe tata, însă el credea că tot ce face ea era de fațadă, fiindcă nu voia să-și piardă sursa principală de venit, adică pe el. Eu am fost prinsă cumva la mijloc în toate astea și pentru mine a fost extrem de greu, deoarece nu înțelegeam de ce trebuia să se întâmple asta. Mamă, păi și dacă divorțați, eu cu cine am să rămân? Cu tine sau cu tata? O să rămân în casa asta sau mă voi muta? Nu se poate rezolva altfel situația? Trebuie neapărat să vă despărțiți? Eu am încercat, dar tatăl tău nu vrea. El și-a găsit pe alta. Aparent, eu nu sunt femeia pe care și-o dorea. Deci nu cred că mai avem cum să rezolvăm. Tu categoric o să rămâi cu mine, doar că acum nu știm unde, fiindcă casa asta nu e pe numele meu, deci habar n-am. Dar eu vă iubesc pe amândoi, nu pot sta gen o săptămână cu tine și o săptămână cu el? Nu aș vrea să aleg, vreau să fiu cu amândoi, în mod egal, și nici nu vreau să plec din casa asta. Poftim, vrei să stai și cu tatăl tău după tot ce ne-a făcut? Vrei să stai și cu noua lui iubită? Tu-ți dai seama că așa strădezi mama, nu? Tu trebuie să alegi, ori vrei cu mine, ori vrei cu el. Nu există cale de mijloc, ne-am înțeles? Mama mă punea într-o situație dificilă, mai ales că aveam o vârstă și mă lăsam destul de ușor manipulată. La un moment dat, tata a venit acasă și s-au luat la ceartă. Aveau cumva de împărțit lucruri. Trebuia să se hotărească cine rămâne cu mine, cu casa, să se pună cumva la punct între ei înainte de a ajunge în instanță. Se certau destul de tare și văzând că nu ajung niciunde, mi-a trecut prin cap să-i închid în cameră. Da, pur și simplu i-am închis în cameră cu cheia sperând că vor vorbi și se vor înțelege. Nu știu de ce am făcut asta, însă știu că văzusem eu în vreun film. Și la momentul acela mi s-a părut o idee genială. Eram sigură că vor ieși bine de acolo. Tata tot încerca să spargă ușa, mama țipa pe el cu o strică, era haos. Eu mă simțeam extrem de prost și știam că dacă relația lor nu se rezolvă în acea zi, o să cam am de suferit pentru ce am făcut. Mai ales că i-am ținut așa câteva ore bune și amândoi mă amenințau din spatele ușii. Georgiana, scoate-ne de aici! Hai, că nu vreau să spargem ușa și să distrugem casa, te rog eu, nu te comporta ca un copil nebun și răsfățat. Noi nu te-am educat așa. Arată că ești o fată cu capul pe umeri. Păi sun, mamă, de-aia v-am închis acolo să puteți discuta în liniște. Nu să vă certați în continuu. Vă rog eu, rezolvați-vă problemele și după vă dau drumul. Sunteți părinții mei și vă iubesc, nu vreau să divorțați. Georgiana, nu mai ai ce să faci în privința asta. Poți să ne închizi și o lună, nu mai e cale de întoarcere, înțelegi odată? Eu cu tatăl tău nu mai avem niciun viitor împreună. Așa că deschide acum sau te voi pedepsi pentru o lună. Între timp, părinții mei au sunat pe bunici și au venit ei să deschidă ușa. Bineînțeles că am fost certată și pedepsită. Mama chiar exagera și spunea tuturor că i-am răpit. În fine, ideea e că nu puteam trece peste. Nu știu din ce motiv, însă nu puteam accepta ca așa ceva să mi se întâmple mie. Căzusem cumva într-o depresie destul de urâtă. Plângeam toată ziua, nu mai voiam să mănânc, nu mai voiam să merg la școală, notele proaste curgeau, slăbisem destul de mult, însă nimic nu i-a oprit pe ai mei să divorțeze. Când s-a întâmplat asta, eu am rămas cu mama la bunicii mei, pentru că tata a rămas în casa în care stăteam împreună cu iubita lui. În mod normal, aveam voie să mă duc la tata 2 săptămâni pe lună. Însă nu voiam să-l mai văd, eram extrem de supărată și îl învinovățeam pe el pentru tot. M-a
Mama până la urmă și-a găsit și ea pe cineva. Era un tip puțin mai în vârstă care locuia în alt oraș și de când a început să umble cu el, nu prea mai dădea pe acasă. A început cu o zi lipsă, apoi cu două, apoi venea o dată pe săptămână și tot așa până s-a mutat cu el. Eu am rămas cu bunicii mei. Tata avea viața lui, mama și-a refăcut-o pe a ei și cumva uita de mine. Acum nu mă înțelegeți greșit, ei veneau să mă vadă, petreceam sărbătorile împreună, dar nu-i mai simțeam ca înainte, familia noastră se destrămase complet. Foarte mult timp am fost furioasă pe ei pentru treaba asta, noroc cu bunicii mei care mi-au explicat și m-au făcut să înțeleg că e mai bine așa. Știu că te doare și nu înțelegi exact ce se întâmplă, dar uneori lucrurile astea se întâmplă cu un scop. Părinții tăi nu se mai iubeau. Și dacă rămâneau împreună doar de dragul tău, tu creșteai într-o familie cu probleme, cu certuri. Știu asta și încep să înțeleg, dar ce nu înțeleg eu e de ce acum au părăsit amândoi. Eu așa mă simt, ca și când m-au lăsat aici cu voi și ei și-au văzut mai departe de viață. Aici au greșit amândoi, dar tu nu ai nicio vină. Tu ești un copil minunat și trebuie să înțelegi că și ei sunt oameni. Fac greșeli și uneori nu-și dau seama de asta. Știu că tu îi vezi doar ca pe părinții tăi, dar încearcă să-i vezi și cu alți ochi. Ei te vor iubi mereu și mai devreme sau mai târziu îl vor da seama că au greșit. Dar tu nu te poți lăsa demoralizată de asta. Noi te iubim și o să fim mereu alături de tine. Mulțumesc, ai dreptate. Trebuie să înțeleg că ei nu sunt obligați să fie alături non-stop. Au și viața lor și trebuie să se bucure de ea. Acum trebuie să-mi văd și eu de-a mea. Pornită la drum cu această nouă gândire, mi-am dat seama că nu totul se învârte în jurul meu și că părinții mei sunt și ei oameni și au nevoie de libertate. De atunci totul a fost mai ușor și nu m-am mai consumat cu tot felul de gânduri negative. Așa că înainte de a încheia această poveste, vrem să vă spunem că tocmai am postat un challenge pe canalul principal Florentin Hriscu, pe care îl găsiți în descriere cu mine și cu Dia din rutina noastră zilnică. Practic, ne-am animat pe noi, cei din viața reală, în desene animate. Așa că challenge-ul este în descriere, duceți-vă, abonați-vă și acolo și dați un mare like dacă mai vreți, poate cine știe și partea a doua. Noi ne-am distrat și sper să vă distrați și voi. Așa că vă mulțumim tare, tare mult!